Dragii mei, dragile mele, un machiaj leger pentru sărbătoarea de Crăciun la costumul național. Un fond de ten, aplic fond de ten. O să mă uit în oglindă aici. Corector în zona ochilor. Aici un pic, aici un pic. Și stompăm. O să aplic un pic de fond de ten întunecat pentru ca să-mi fac o corecție a obrajelor. Cam așa, în formă de trei, iată așa. Și în partea aceasta. Așa. Mai aplic un pic. Așa. Și stumpez. Elegantă, este foarte comod. Ușor de conturat, repede, rapid. Și numai cât le voi corecta cu... Așa. Foarte ok. Facem obraj, punem, aplicăm obrajii, conturez ochii, am conturat ochii, aici un pic unghiul interior cu un creionaș alb. Estompez. Și voi aplica și, iată, aceste umbre deschise la unghiul interior. Așa, atent. Și cu aceleași umbre voi aplica pe toată pleoapa și finuț. Că vreau să-mi fac un machiaj foarte, foarte finuț la costumul național, de aceea și nu vreau să fie cea. Iată așa un pic ușor. Sub pleoapă aplicăm luciu și o să-l estompăm. Demel. De la rădăcină, zigzag, fiecare firișor. La codiță, încă o dată ridicăm. De la rădăcină,
La vârsta elegantă nu e de dorit ca genele de jos să fie accentuate, dar depinde de persoană, puteți să le accentuați. Și iarăși zigzag, ridicăm în sus. Rimelul acesta l-ați mai văzut prin filmulețe, este de la Maybelline. Îmi place. Se aplică bine, nu irită ochii. M-am murdărit un pic. Super! Și la final buzele. Îmi voi face buzele mai accentuate, ca de obicei. Pentru a da volum la buze. Să trăiți cu mese întinse, cu făcliile aprinse, masa plină de bucate, la mulți ani cu sănătate! Pacea Domnului, sărbători fericite, în la, familie, mulți ani. La mulți ani în familiile voastre! Casa de scudo prea bun, în sărașul lui Crăciun.